Bună ziua și bine ați venit la conferința săptămânală de presă a filialei Timiș a Partidului AUR. Ați văzut aseară, am asistat cu toții la acest circ la ora 19, prin care ceea ce deja intuia toată lumea s-a întâmplat. Avem oficializată comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Poziția partidului nostru o cunoașteți foarte bine. Eu vreau doar să subliniez un singur lucru. De ceea ce le este frică, nu vor scăpa. Suntem pregătiți, atât la nivelul filialei Timiș, cât și la nivelul întregului partid, de această luptă, de aceste alegeri, pe care românii trebuie să le perceapă ca o primă etapă în schimbarea pe care trebuie să o producem anul acesta în clasa politică. Nu ne este frică, suntem pregătiți, avem o alianță la nivelul filialei și la nivelul întregului partid și cel puțin la nivelul filialei Timiș, împreună cu colegii și frații noștri de la Partidul Republican, împreună cu cei din Blocul Unității Naționale, împreună cu Partidul domnului Terheș, împreună cu Alianța Țărănistă, deci vom avea liste complete. Vom intra în această luptă și vom oferi o opțiune la nivel local pentru schimbarea baronilor locali. O să dau în continuare cuvântul și mulțumesc foarte mult că în ultimele zile și săptămâni s-a alăturat efortului nostru comun domnului președinte al filialei Timiș pentru Partidul Republican, domnului Marcel Mihoc. Vă mulțumesc! Bună ziua! Așa cum toți cetățenii României ieri la ora 19 așteptau cu sufletul la gură să primi niște vești foarte importante de la conducătorii țării, am stat și eu. Și veștile care le așteptam erau în felul următor. Președintele țării împreună cu cele două partide mari, respectiv PSD-ul și PNL-ul, împreună cu șeful Senatului și împreună cu șeful Guvernului, să hotărască ca numărul parlamentarilor să fie de 300. Așteptam ca salariile pentru tinerii noștri care sunt plecați peste hotare să fie subvenționate și să încercăm să-i aducem înapoi acasă. Așteptam ca impozitarea să fie progresivă atât pentru pensiile speciale, cât și pentru pensiile mai mari de, să zicem, 8.000 de lei. Așteptam ca problemele din Ucraina cu tranzitul camioanelor prin România, fără sigiliu, fără nimic, necontrolate, să fie rezolvat. Așteptam să intrăm în Schengen, fără niciun fel de probleme, nu numai pe calea aerului și maritim, ci și terestru, care este cel mai important lucru. Așteptam de la colegii noștri politicieni să rezolve problema Roșiei Montană, 2 miliarde de dolari, probabil comision pentru cineva. Așteptam să rezolve problema Bechtelului, 2 miliarde de euro dați pe nimic. Ce am văzut aseară? Lucru care dovedește, de fapt, neputința clasei politice care conduce România. Doi oameni de vârstă medie, relativ bine îmbrăcați și bine crescuți și îngrășați ca și mine, de fapt, 130-140 de kilograme, foarte speriați, un pic bolnavi, chiar vreau să recomand să meargă să-și facă niște analize astăzi, pentru că erau foarte străvezii. Și părerea mea personală este că ieri am văzut România lucrului bine făcut. Ieri am văzut România educată. Ieri am văzut cum, după 10 ani de zile, doi conducători care conduc țara asta, în loc să ocupe de problemele țării, nu interesează decât ciolaniada. Cu excepția câtorva politicieni care erau în sală, am văzut o adunătură de profitori, de oameni care simt că își pierd puterea, ciolanul, banii și așa mai departe, și cel mai dureros pentru ei, că dacă nu mai prind nimic, o să învețe să vadă cât costă un ou în piață, cât costă o roșie și cel mai greu și mai greu, cât costă o sticlă de vin pe care de obicei o primesc de pomană. În aceste condiții, noi îi atenționăm că s-ar putea ceea ce ei gândesc să se întoarcă împotriva lor. De fapt, este o luptă aici între David și Goliat. Goliatul fiind format din cele trei mari forțe,
președinția, senatul, parlamentul, partidele cele mari și un tânăr de 37 de ani care singur a creat o alianță foarte, foarte puternică, alianță care este ultima șansă pentru poporul român să mai rămână popor român. În aceste condiții, noi vă spunem că suntem pregătiți de război, suntem, chiar dacă se schimbă regulile în timpul jocului, lucru care nu prea este permis, toată lupta asta și tot ceea ce se întâmplă în treaba asta, de fapt, este un mesaj de la doamna Ursula, care simte că la nivel de Europa pierde tot și în aceste condiții, pe ultima sută, mai rezolvă ceea ce au de rezolvat. Cam atât am avut să vă spun. Echipa care vom coordona campania atât la europarlamentare, cât și la locale, cât și la prezidențiale, suntem pregătiți pentru tot ceea ce se întâmplă de acum încolo. Știm că vom fi atacați, știm că vom fi făcuți extremiști, vom fi făcuți în fel și chip, dar dacă eu, Marcel Mihoc, consider că familia e formată din bărbați și femeie și pentru asta sunt extremist, doresc să fiu extremist. Dacă eu țin la poporul meu și sunt naționalist, patriot, și cineva mă face extremist, doresc să fiu extremist. Îi atenționez pe colegii din Timiș de la celelalte partide, în special pe cei de la guvernare, atât locală cât și națională, să fie fair play cu noi, să ne lasă să participăm alături de dumnealor la aceste alegeri și să fie corect față de popor. Vă mulțumesc! O să vă vorbească în continuare unul din coordonatorii noștri de cartier, de la Organizația Municipiului Timișoara, Dan Saucă, pe câteva probleme de interes local. Te rog, Dan. Bună ziua, mă numesc Dan Saucă, sunt tata a 4 copii minunați și coordonator zonal Giroc Plăvăzi Timișoara. Astăzi doresc să vă prezint o situație care ne afectează pe noi părinții români și copiii noștri. Cum este posibil ca un copil să supraviețuiască cu o alocație lunară de nici 300 de lei? Țara noastră are una din cele mai mici alocații din Europa și totodată Timișoara este unul dintre orașele cu cel mai scump coș alimentar din țară. Ministrul Agriculturii vrea un mecanism pentru a stabiliza toate prețurile din România la produsele agroalimentare. Măsura plafonării a dosului comercial la alimentele de bază nu ajută la nimic. În realitate, prețurile sunt la fel de mari, iar măsura e doar un populism ieftin, marca PNL și PSD. AUR are în programul de guvernare măsuri concrete pentru români, inclusiv fabricat în România. Program care promovează micii antreprenori și produsele românești. Mesajul ministrului Agriculturii arată că nu vrea să țină cont nici de companiile care ar putea intra în faliment dacă ar fi introdus un asemenea mecanism. Practic, așa cum ne-a obișnuit, coaliția vrea să ia decizii fără o consultare cu părțile implicate. De aceea vă pun din nou întrebarea, cum este posibil un copil să trăiască cu această sumă de nici 300 de lei? Rog guvernul să ne răspundă nouă românilor. Vă mulțumesc! Dau cuvântul colegei mele, doamna Maria. Bună ziua, mă numesc Maria Bulzescu, sunt coordonator a organizației pe Comuna Lovrin. Am ocazia și eu să iau cuvântul în legătură cu ce se întâmplă în comuna mea. Deci, domnul primar este de 20 de ani, totul o ia personal sau politic, orice cetățean se duce la el cu o problemă, în loc pe calea amiabilă să caute o rezolvare sau să ajute persoana respectivă, el o ia personal sau politic, deci se declară un război. De 20 de ani prea multe lucruri nu a făcut în comuna Lovrin. Rog pe toți cetățenii care au curaj și nu le este teamă de acest primar, care a devenit baronul localității și a primăriei, să vină aproape de mine, să facem o echipă mai puternică și să dăm ocazie și la alte persoane capabile care să fie un primar, care să conducă o comună frumoasă ca și Lovrinu. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu mult colegilor mei.
Dragilor, vreau să vă spun și eu câteva impresii în calitate de reprezentant al județului Timiș în Parlamentul României. Ce am văzut eu aseară? Am văzut celebru film Tântălăul și Gogomanul. Rolele principale, Marcel Ciolacu și domnul premier Ionel Ciucă, sau fost premier Ionel Ciucă, actualul premier Marcel Ciolacu, cei care au făcut odată rocada. Am văzut că de teama Alianței pentru Unirea Românilor s-au coalizat și au comasat aceste alegeri în mod ilegal și neconstituțional. Am văzut că singura lor preocupare este să se războiască cu extremismul. Care extremist, domnilor? În ultimii 34 de ani, singuri extremiști ați fost dumneavoastră. Cei care ați menținut în sărăcie cruntă, bătrâni, copii, oameni cu nevoi speciale, cei care nu ați construit decât un singur spital, cei care nu ați făcut o școală nouă, o creșă, o grădiniță sau alte facilități educaționale și culturale atât de importante și de necesare pentru români. Noi suntem un partid tânăr și așa cum ne vedeți, sinceri și direcți, cu bune și cu rele, chiar dacă nu avem prea multă experiență, ne vom adapta la orice hotărâți dumneavoastră. Suntem singura alternativă la sistemul creat de Klaus Werner Iohannis împreună cu cei din PSDNL, fostul FSN care numai un pic s-a odihnit. Dragii mei bănățeni, vă rog din tot sufletul să aveți speranță. Începem debaronizarea, coaliția fricii lașă și mincinoasă trebuie să se încheie aici. Și o să vă spun cum se vor desfășura lucrurile la nivel local, aici în județul Timiș, unde PSD și PNL vor susține un candidat sau mai mulți candidați comuni la alegerile europarlamentare. O să-l avem pe Freddy și pe Alinica, susținându-l braț la braț pe Vasile Dâncu, pe care mulți dintre peneliști și PSD-iști îl consideră un mare securist și senecorist. Iar apoi, în campania de la locale, se vor război nevoie mare între ei pentru șefia Consiliului Județean sau, de ce nu, pentru primăria Timișoara sau celelalte primării din județ. Cum credeți voi că este posibilă? Cum vor face? Vor avea prima parte a campaniei electorale unde vor merge braț la braț și apoi se vor împărți în două tabere și vor încerca să își, mă rog, să-și dispute temele locale? Cu siguranță nu va funcționa. Așadar, aveți încredere și alăturați-vă singurei alternative. De 34 de ani, mulți români așteaptă o alternativă reală, o alternativă care a pornit din stradă, din asociații civice, din ONG-uri, din oameni care au luptat până acum pe diferite fronturi pentru a face ceva. Acum să vă dau și o veste bună. Noi, cei din Alianța pentru Unirea Românilor, am reușit să creăm, alături de activistul boșutar, domnul Tiberiu Boșutar, cel care se ocupă de peste 10 ani de monitorizarea furturilor din păduri, de conștientizarea tuturor autorităților asupra acestui flagel de masă și am creat legea codrului de aur. Eu însumi am avut bucuria să particip la câteva acțiuni alături de domnia sa, după ce în prealabil și eu am fost preocupat de acest domeniu. Am stat 72 de ore în ianuarie anul trecut în fața celor două mari fabrici din județul Timiș, nu o să le dau numele aici, dar cred că le știți și dumneavoastră foarte bine, unde am demonstrat alături de autoritățile competente, în speță poliția județului Alba, că aproape 50% din camioanele cu lemne care au intrat pe porțile celor două fabrici aveau
undeva în jurul la 5 sau 7 metri cubi în plus, asta ca o medie. Am descoperit și transporturi cu o încărcătură mult mai mare. Vom avea în fiecare județ câte un birou special pentru legea codrului de aur, unde voi, toți cetățenii, toți cei care vreți să contribuiți pentru un viitor mai sănătos și mai curat pentru copiii noștri, să veniți și să vă implicați în această acțiune de protejare a pădurilor noastre și de a încheia odată această mafie condusă de baroni și vătafi locali. Avem în proximitate județul Caraș-Severin, al doilea cel mai împădurit județ din țara noastră, unde baronii Mocioalcă, Hurduzeu și ceilalți controlează mafia lemnului. Este celebrul Tabugan, fost parlamentar și șef al direcției silvice și înainte și și acum. Chiar dacă jurnaliști de investigații au fost acolo și au descoperit toate neregulile, mare lucru nu s-a schimbat. Sunt aceiași oameni în funcție, sunt aceleași firme care câștigă licitațiile, sunt aceleași tăieri ilegale de păduri. Cu toții împreună, acum că putem lucra într-un mod organizat și că avem deja un plan bine stabilit pentru a opri măcelul din pădurile românești, vă fac încă o dată invitația toți cei care activați în acest domeniu să vă alăturați, să punem umăr lângă umăr și să stopăm jaful din pădurile românești. Vă mulțumesc și acum așteptăm, dacă sunt întrebări din partea presei, vă stăm cu drag la dispoziție. Avem întrebări din partea reprezentanților presei? Dacă nu avem, încheiem aici această conferință de presă. Rămâneți cu bine, aveți încredere, aveți curaj, haideți alături de noi. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să binecuvinteze Banatul, România și toată Europa și pe toți românii oriunde s-ar afla. Ne vedem săptămâna viitoare.